Nu știu dacă aveți cumva disponibilitatea să începem cu un moment poetic, dar v-aș propune să-l acceptați. Și aș zice așa, cum nu vii tu țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei, să-i împarți în două cete, în smintiți și în mișei, și în două temniți large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. E scrisoarea a treia și se potrivește perfect cu ce face Tăricianu și Dragnea. La ce asistăm? Asistăm la o dispută între două găști din interiorul PSD-ului. Sigur, pudelul de companie, domnul Tăricianu, tradițional aliat al PSD-ului, a ținut să intre în acest joc din care, după părerea mea, iese smotocit.